Că tu ziceai de media, eu mi-am făcut în sezon, din sezonul 3 un quiz pentru invitații mei și hai să nu scap nici tu cu de el. Da. Uite, spune-mi care este filmul tău de preferat de desene animate cu care ai crescut. La primul gând, film. Mi-a trecut serialul ăla care ne-a fascinat când eram mici, Cartea Cărților, de Ah. exemplu. Ăsta a rămas. Ca film, Regele Leu. Ok. Dar Bun. l-am văzut când aveam 13 ani. Da? Ai aici două francize mari și late. Star Wars, Star Trek. Care ești fan? Clar, Basmul, adică Star Wars. Ok. Bun. Supererou preferat? Cred că Batman. Da, Bruce Wayne, Batman. Că e un om cum am vrea să fim toți, nu? Bogat, justițiar, frumos, de succes. Da, Batman. Da, Clar, uite, Batman. dacă da, dintre cele două genuri pe care îl preferi, acțiune sau comedie? Am scris multă comedie, mai ales la seriale, la situări m-a chinuit enorm. Acțiune, fiindcă niciodată n-au fost bani pentru o acțiune bună. Acțiune. Da, e greu să scrii comedie, Alex. Da, fiindcă știi cum e, nu râdem toți de la aceleași bancuri sau la aceleași glume și când lucrezi la un produs audiovizual trebuie cumva să cam râdă câți mai mulți din Da. echipă la ce scrii. Bun. Ca și umor, cu ce ai crescut? Sau ce ai savurat? Divertis sau vacanța mare? Păi, clar, am crescut cu Vacanța Mare, eram prea mic pentru Divertis. I-am descoperit pe final pe Divertis, chiar înainte să se destrame. Dar Vacanța Mare, am văzut și la sala sindicatelor. Vacanța Mare de atunci, de anii 90, când îl mai Da. aveau și pe Dan Sava. I-am prins. Uite, recunosc, Vacanța Mare. Actor preferat? Pentru cine ai scrie tu? Dar aș vrea să duc la capăt un film cu Sebastian Stan, cred că e un actor fabulos. Și altfel, în afară de Sebastian Stan, Christian Bale. Nu e sănătos. Da, e foarte cameleonic. De la un rol altul e foarte diferit. Spune-mi care este ultimul serial pe care l-ai văzut cap-coadă și ți-a plăcut? Ai timp de seriale? Da, sunt mai mult un om care urmărește filme. De asta, uite, ar fi trebuit mai repede. Așa, ultimul serial, cap-coadă, vai. Deja am stat prea mult să-mi aduc aminte. Știu care mi-a plăcut ultimul. True Ia. Detective, sezonul 1. Acel sezon cu Matthew McConaughey și Woody Harrelson. A. Am mai, cred că așa cap-coadă că a fost mai scurt, 30 de minute, a fost Bucky, făcut de Chuck Lorre, care a făcut Two and a Half Men. Acela l-am văzut cap-coadă. Mi-a plăcut și Kominsky Method cu Michael Douglas și Alan Arkin. Uite, de comedie. Toate că seriale îmi plac mai mult thrillerele. Da? Ok, dar spune-mi care este animalul de care ți este frică? La primul rând, șarpele. Bă, toată lumea are... Da. Eram sigur că zici chestia asta. Deci, marea majoritate din intervievații mei la quiz, la întrebarea asta, toată lumea fuge de șarpe. Ok. Ai un fel de mâncare preferat? Să știi că nu prea. Mi-e dor de o tocană de cartofi, așa, proaspeți, cu Ah, roșii și verdeață în ea, dar altfel nu, n-am o mâncare preferată. ok. Bun, ultima întrebare din sportul. Nu puteam să te las cu fotbalul, așa. Care este cel mai bun fotbalist la nivel internațional din punctul tău de vedere? Din toate timpurile, să zicem. Bun, până acum, când. Cred cumva că pentru modul în care a fost decisiv în câștigarea cupei mondiale pentru echipa lui. Pentru
primul pentru asta, că era visul unei națiuni, pentru câte finale a pierdut, pentru povestea uriașă a lui, că a pierdut o finală de campionat mondial pe Maracana și după aia a câștigat primului trofeu la națională, tot pe Maracana, Copa America, și mai apoi a ieșit în sfârșit campion mondial. Cred că e Messi, chiar dacă mie, eu sunt un fan Cristiano Ronaldo, dar cred că Messi e mai mare, e cel mai mare.